Iubește-mă, Sfântul Leproșilor, Maria Pastor Matsis. Această carte are 315 pagini. Trupul lui a fost uns cu mir și acoperit cu sărutări, iar anii care au trecut apoi au acoperit amintirea sa. Insula pe care o iubise a rămas nelocuită, dar jertfelnicul tăcut al Bisericii Sfântului Pantelimon păstrează în el, precum sfintele noastre ale mucenicilor pe care era întemeiat, lacrimile părintelui. Le păzește cu dăruire, strigându-le credincioșilor, pomeniți-l! Părintele Hristan Katsulogianakis a fost ultimul preot din insula Spinalonga. S-a născut în anul 1893 și a fost uns în monahism în 1911 la mănăstirea Toplu din Sitia. Mai târziu a mers la mănăstirea Faneromeni din Iera Petra. De acolo a plecat voluntar la Spinalonga în anul 1947, unde a slujit până la închiderea azilului de leproși în anul 1957. După aceea a rămas la Spinalonga singur vreme de 5 ani pentru a îngriji mormintele leproșilor și pentru a le săvârși trisagionul. S-a întors la mănăstirea Toplu din motive de sănătate. A adormit într-un domnul în anul 1972. I s-a dus, pe drept, faima de sfânt. Epaminondas Remundakis, numit și arhanghelul din Spinalonga, este al doilea personaj real al cărții. Prin intermediul romanului, Maria Pastor Matsis reînvie patimile și suferințele interminabile ale locuitorilor insulei Spinalonga și zugrăvește singura putere care învinge durerea omenească, iubirea care urcă până pe cruce. Îi dedic această carte părintelui duhovnic, mângâietorul sufletelor noastre. Capitolul 1. Celălalt pământ. Noaptea trecând, ziua s-a apropiat, psalmodia cu Evlavie și privea pe fereastra deschisă cerul care se scăldea în lumina dimineții. Zorile aurii înfășurau ușor lumea care se trezea la viață. Se lăsau ca un val amețitor peste acoperișurile roșiatice ale satului care se întindeau la poalele mănăstirii. Și-a ridicat mâna slabă și a făcut peste ele semnul crucii. Doamne, miluiește lumea ta! S-a rugat și gândul i s-a dus pe cărările ținutului Sfântul Nicolae. Atâtea necazuri și atâtea suferințe omenești urmau să se petreacă peste puțin timp acolo. Apoi și-a ridicat ochii spre marea încă palidă. Căuta departe ultimul țărm cretan, locul unde insula se termina. Acolo, în adâncul golfului, ca mărgăritarul în cochilia lui, era sâmburile de pământ care îi îndurera inima. A făcut semnul crucii spre orizont, într-acolo, și chipul i s-a schimbat. Miluiește-i, Doamne, pe copiii tăi aflați în dureri. Acea bucată mică de pământ era aruncată în afara cretei ca un ghimbe care zgârie inimile. O văzuse odată mai de aproape când fusese la Elaunda cu niște treburi. Strălucea ca o nestemată în lumina soarelui. Nimic din frumusețile care om comunal nu amintea despre strigătele și blestemele care se ridicau deasupra ei. Adu-ți aminte, Doamne, de Spinalonga, pământul tău, se ruga, stăruind să-l convingă pe Dumnezeu să se grăbească într-acolo. Apoi și-a deschis mâinile și a rămas tăcut ca o lumânare în sfeșnic. Bătăile ritmice ale toacei, care sfârșiau tăcerea dimineții, au întrerupt și rugăciunile lui și a făcut cu Evlavie cruce și a ieșit din chilie. Frații se adunaseră la trapeză după micul răgaz, care urma obligatoriu după priveghere și pe care el îl preschimbase tot în rugăciune. La ușa trapezei îl aștepta egumenul Dionisie. Bună dimineața, părinte Hrisant! Văd că iar n-ai dormit, iar l-a salutat, privind cu bunătate și cercetător față obosită a ascetului. Părintele Hrisant a făcut o metanie mare în semn de supunere. Iartă-mă, cuvioase părinte, nu mi-a fost somn, sărmanul de mine. Egumenul i-a zâmbit și a ridicat mâna dreaptă să binecuvânteze, dar n-a apucat. Un gâfâit de om ostenit i-a întrerupt. În lumina slabă au distins chipul cunoscut al bărbatului care se apropia.
Marcu, a strigat egumenul, ce s-a întâmplat, fiule, de a veni la mănăstire cu noapte în cap? El a lăsat jos coșul pe care îl căra, a făcut în fața egumenului Dionisie o metanie mare, apoi s-a uitat cu duioșie la părintele Crisant. I-a luat mâna osoasă, pe jumătate ascunsă sub rasă și a sărutat-o cu evlavie. Nu te necăji cu viață, părinte, n-am venit cu vești rele, m-am trezit de cu zor, dacă o fi închis câtuși de puțin ochii azi noapte, ca să-i ofer darul meu Maice Domnului Megalohari, care s-a îndurat de mine păcătosul. Ochii lui Miș s-au umplut de lacrimi. Îmi logodesc fata pe Casiana, a strigat și lacrimile i-au inundat fața. Ce spui, binecuvântatule, a strigat egumenul, și nouă atâta vreme nu ne-ai spus nimic? Ce să spun cu viață, părinte, ce să spun? Ce, parcă eu am știut? Ah, a oftat pescarul ridicând din umeri. Vremurile se schimbă, părinte. Odinioară fetele așteptau ca tatăl lor să le găsească sortitul. Acum îl găsesc singure. N-am știut nimic, sărmanul, de mine. Într-o după amiază, Casiana a venit în fața mea, roșie ca macul, cu privirea în gol și mi-a mărturisit. Să-i dau, zicea, binecuvântarea, ca Sifis din Elounda, băiatului Anestis, să vină s-o ceară. Auzi, minune, eu am rămas mut ca un copac lovit de trăsnet. M-am înfuriat. Cine este acest Sifis? Am întrebat-o, dar Casiana mi-a explicat totul liniștită, de la început până la sfârșit, și m-a îmbunat. L-a cunoscut, zice, la fântâna din piață, când acela a mers să bea apă rece, istovit de oboseală. Venea deseori prin locurile noastre pentru a-și vinde marfa. Casiana mea s-a purtat cu reținere și decență, cum se cuvine. Au schimbat câteva priviri și s-au îndrăgostit, cum am făcut și eu cu regretata sa mamă, a zis, și și-a șters iarăși ochii. Dar nu a atins-o în niciun fel, vrednic băiat, cuvios. Vor, spune, ca Dumnezeu să binecuvânteze curând iubirea lor, ca să nu păcătuiască în ochii lui. Ei, ce să fac, părinte? A oftat cu un ușor regret. O să o ducă la placa pe fata mea. Acolo i-au făcut casa lui Sifis al lor. Iar eu ce să fac? S-a pus cineva împotriva iubirii și a biruit-o? A zis, țintuindu-și ochii blânzi asupra duhovnicului său, ca și când ar fi cerut încredințarea că a făptuit drept. Nu, fiule, și nici nu este cuvincios ca vreun om să războiască iubirea, dacă aceasta este adevărată, a răspuns blând părintele Crisant. Marcu a zâmbit fericit. De aceea și eu, părinte, am venit cu noaptea în cap ca să-i aduc Maice Domnului, fane romenii, darul meu. Ea omorită pe fata mea. Eu i-am dat-o în pază când a murit mama sa. Acum i-am zis, Maice Domnului, tu ești mama ei, a spus și a oftat din nou. A dezvelit dintr-o dată coșul de trestie. 2-3 pești care încă se zbăteau au căzut pe pământ. Ce e asta, bre Marcule? L-a mustrat egumenul. Ne-ai adus toată marea? Dă-i săracilor, fiule. M-am îngrijit și de săraci cu viase, părinte. Vezi, Maica Domnului m-a binecuvântat mult. Toată marea a adus-o în plasele mele. Părintele Crisant privea tăcut. Ia spune, Marcule, a zis încet, ai aflat destule lucruri despre acest Sifis? Ce fel de om este? Care este familia lui, tatălui, dacă merg la biserică? A întrebat cu neliniștea unui părinte care este îngrijorat ca nu cumva fiica lui să cadă pe mâini rele. Fii liniștit, părinte, i-a zâmbit pescarul. Le-am aflat pe toate, am cercetat. Am o rudă în Elounda care îi cunoaște pe toți, de la bunici și până la pruncii care abia s-au născut. Sunt oameni vrednici, buni, săraci, dar cinstiți. Tatălui, Anestis, a practicat 5 meserii pentru a-și întreține familia. Acum o face pe cea mai grea. Este mesager și îl trimite în spina lungă cu barca să ducă scrisorile, a suspinat. Scrisorile se duc grămezi acolo din partea celor vii. Ochii părintelui Crisant s-au tulburat dintr-o dată. O umbră de durere i-a străbătut. Ce spui? A murmurat. Guscrul tău merge în spina lungă? Care e situația? Ce se mai întâmplă acolo? Ce să se întâmple, părinte? A șoptit printre dinți pescarul. Necazul a ajuns și la Petra, a zis și a plecat privirea în pământ. Să-i aduce aici să-i văd, a schimbat vorba părintele Crisant. O să-i aduc, părinte, ți-am spus, sunt oameni buni, cu frică de Dumnezeu. Preotul asculta cu mulțumire. Deodată, privirea i s-a dus departe. Auzi, minune, Casiana se mărită, a șoptit cu blândețe. Chipul i s-a îndulcit ca al unei mame care își vede fiica îmbrăcată în rochie de mireasă.
Marco privea cu recunoștință acel chip îngândurat. Părinte, a șoptit și a luat iarăși mâna uscată în palmele lui. Dacă nu erai tu... I-a dus mâna la gură, lacrimi, lacrimari și calde îi alunecau pe obraj. Acea veste bună a umplut de bucurie inima blândă a părintelui Hrisant și a tuturor celor din mănăstire. Toată mănăstirea Maicii Domnului Faromenii sărbătorea pe ascuns logodna Casianei, pe Marcul cunoscuse în urmă cu 10 ani, iar cel mai credincios și devotat prieten al mănăstirii, gata pentru orice treabă. L-a iubit pe părintele Hrisant ca un fiu pe tatăl lui, dar și duhovnicul avea o iubire deosebită pentru acel suflet bun și chinuit, orfana Casiana, pe care o salvase într-o zi din apele mării. Marco nu se mai sătura să povestească pretutindeni din acea întâmplare care schimbase viața din temelii, dar părintele Hrisant îl mustra și Marco era obligat să tacă, mulțumindu-i Maicii Domnului Fanei Romeni, care îi arătase, după cum spunea, harul ei. Duminică, după logodnă, o așteptau cu nerăbdare la mănăstire pe Casiana și noua ei familie. Erau toate așa cum le povestise pescarul. Cei doi părinți, Anestis și Lemonia, aveau toată cinstea și evlavia ținutului în care se născuseră, Creta. Casiana strălucea ca păsările dimineața. Lângă ea stătea Sifis, voinic la trup, înalt ca un cerb al munților, cu privirea curată și blândă. Semăna cu îngerul Mihail, care era zugrăvit întreg pe ușa altarului. Părintele Hrisant i-a invitat în arhondaricul mănăstirii. S-au plecat cu respect și i-au sărutat mâna. Binecuvântați cuvioase, părinte, a zis cu evlavie Anestis. Marco ne-a spus ce a făcut pentru fata noastră. Îți mulțumim toți din toată inima. Eu, părinte, îți mulțumesc îndoit și întreit că ai păstrat pentru mine acest trandafir al lui Dumnezeu, a zis Sifis, arătând spre Casiana, care s-a îmbujorat. Părintele și-a pus mâinile pe capetele viitorilor miri și i-a binecuvântat. Să ai grijă de ea, i-a spus tânărului cu un aer aproape protector. E o femeie vrednică, floare a lui Dumnezeu, s-o păzești cu evlavie. Să mă îmbolnăvesc de lepră dacă n-o să fac, părinte, a strigat băiatul. Mama lui a sărit de la locul ei, a început să-și facă neliniște cruce și să-și scuipe în sân. Să nu mai spui asemenea vorbe, băiatul meu, îmi ajunge că îi port de grijă tatălui tău zi și noapte, de nu mai pun geană pe geană. S-a uitat cu îngrijorare la bărbatul ei, ca și când ar fi vrut să-l păzească de răul care îl aștepta. Taci, bre, Lemonia, liniștește-te, doar ți-am spus că nu mă apropii de leproși, nu sunt în primejdie, a încercat el să-l liniștească, dar în zadar. Părinte, sunt mesager, barcagiu, i-a explicat părintele Hrisant. Duc la Spinea Longă scrisori și alte lucruri, de aceea se teme Lemonia. Monahul și-a deschis larg ochii și și-a înclinat corpul în față, ca și când tocmai acea clipă ar fi așteptat-o. Ce spui, a șoptit, și cum stau lucrurile acolo? Cum să stea, părinte, a dat din cap cu tristețe barcagiul, scoțând un oftat amar, foarte amar. Din câte auzim, e înfricoșător, a continuat cu insistență părintele Hrisant. Ce se aude este, cu siguranță, mai puțin înfricoșător decât ce se întâmplă acolo, a răspuns el descurajator. Adică acum, din fericire, lucrurile stau mai bine. Acum câțiva ani trăiau ca animalele care sunt părăsite în pustietăți ca să moară singure. Nici apă potabilă nu aveau, nici curent electric, nici doctor să le îngrijească rănile, nimic. Îi aruncau acolo ca să moară singuri, fără ca nimeni să se îngrijească de ei. Lucruri inumane, crude, a zis ușor și și-a mângâiat din reflex trupul cu palmele ca un om care se înfiorează deodată în fața unei priveliști respingătoare. Și-a închis ochii pentru a alunga imagine care îi reînviau în minte. Părintele Hrisant simțea că îl doare trupul până în măduva oaselor. Iartă-ne, Doamne, striga cu durere în inima sa, iartă-ne! Ceilalți stăceau cu teamă și cu tristețe, priveau în pământ și ascultau cu mâinile încrucișate, nemișcate. Din fericire, a continuat Anestis, încercând să-și potolească puțin tristețea care îl cuprinsese, din fericire pentru ei a venit acel băiat, Remondakis, cretan, dar cu studii în capitală. Am auzit despre Remondakis, a zis vioi părintele Hrisant, a făcut o obște acolo, i-a unit.
Da, a dat din cap cu admirație barcagiul. S-a îmbolnăvit la 22 de ani. Nu-și luase încă diploma în drept. Înaintea lui s-a îmbolnăvit sora sa, care l-a întâmpinat acolo, dar nu s-a descurajat. I-a găsit ca pe niște corăbii scufundate în deznădejdea morții care avea să vină și i-a scos la suprafață. Le-a reamintit că atâta timp cât suflarea este încă trup, mai au dreptul să se considere oameni. A luptat ca să aibă acum curent și apă. Au construit și un spital, și școală, și cinematograf, ca să vadă filme și să-și uite durerea. Să trăiască oarecum ca niște oameni, cât poți trăi ca un om, lovit de o asemenea nenorocire, a murmurat și iarăși a închis ochii. Mai bine să te lovească trăsnetul și să te usuce decât să te lovească o asemenea pedeapsă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește, fiule. Lepra nu este pedeapsă, l-a întrerupt blând părintele Hrisant. Așa spui tu, părinte, care sigur știi multe, dar dacă ai vedea cum sunt, ca niște umbre, schiloți și mutilați, unul fără nas, altul fără un picior, altul fără pleoape, plin de răni, atunci nu știu ce ai spune, a zis și a închis din nou ochii în semn de respingere. Acea descriere crudă, reală, a căzut peste ei fără îndurare. Sifis și Casiana s-au apropiat instinctiv unul de altul pentru a-și împărți teama. Lemonia își făcea cruce fără întrerupere și murmura rugăciuni, iar Marcu se strânsese ca un ghem pe scaun cu brațele strânse în jurul trupului. Dumnezeu este Tatăl și le împarte cum știe El copiilor săi bucurii și necazuri, a zis părintele Fisant ca să schimbe discuția. Acum nouă ne dă bucurie. Când vă veți cununa? Am vrea peste 2 luni, părinte, a răspuns Anestis, singurul care rămăsese calm, să ciocnim și ouăle roșii, să înverzească și natura lui Dumnezeu și bucuria să fie îndoită și întrăită. Să fie într-un ceas bun, le-a urat slujitorul lui Dumnezeu și a făcut din nou semnul crucii peste cei 2 tineri. Ochii tuturor zâmbeau, radiau de bucurie. Vorbeau despre organizarea nunții, despre lăunda care era frumoasă ca moșia lui Dumnezeu, despre catapeteasma Bisericii Maicii Domnului Fane Romeni, care are o istorie de secole, despre făgăduința pe care i-o făcuse tainic Casiana Sfântului Fanurie în Hania. Preotul se bucura părintește împreună cu ei, sărbătorea cu Marcu și Casiana, dar în lăuntrul său, în adânc, sentimentele și rugăciunile se amestecau. În spatele pregătirilor de nuntă ale Casianei vedea umbrele despre care povestise barcagiul, cu fețele schiodite și schimonosite, cu rânile care supurau, cu ochii larg deschiși de boală și de nostalgie, cu lacrimi. O lume întreagă pe care o îngropaseră de vie cei care nu fusese loviți de plagă. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne, striga în inima lui neîncetat, ca și când ar fi cerut iertare din partea celor vii. Ochii lui măsurau orizontul, căutau pierduți în depărtare acea mică bucată de pământ a muceniciei și a iadului. Am citit capitolul 1 din cartea Iubește-mă, Sfântul Leproșilor, scrisă de Maria Pastor Madis. Această carte are 315 pagini. Vă invit să o citiți în întregime. Este o poveste absolut minunată. Sigur nu ați mai citit așa ceva. Și dacă ați mai citit sau ați citit chiar această carte, vă rog să-mi lăsați în comentarii de cum v-a părut această carte și dacă ați mai citit și alte cărți de ale Mariei Pastor Madis. Doamne ajută tuturor!